Anul 2022 începe cu vești bune pentru românii de toate vârstele. Pachetul social, condiția impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie. Astfel, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dat veste că pensiile, salariile și alocațiile se vor majora. Marcel Ciolacu se dovedește a fi unul dintre cei mai buni lideri politici pe care i-a avut România, un om de care țara noastră avea atât de mare nevoie în actualul context social. Așa cum am promis, alocațiile vor fi majorate pentru copiii între 0 și 2 ani și cei cu dizabilități la 600 de lei, iar pentru copiii între 2 și 18 ani la 243 de lei. Așa cum am promis, persoanele cu dizabilități vor primi a 13-a indemnizație. Așa cum am promis, pensia minimă va crește de la 800 la 1000 de lei, iar pentru restul pensiilor, creșterea va fi de 10%. În același timp, în luna ianuarie, toți pensionarii cu pensii până la 1600 de lei vor primi un ajutor pentru iarnă, astfel încât să ajungeți în ianuarie la suma de 2200 de lei. În condițiile în care toate prețurile au explodat în cursul ultimului an, este un prim pas pentru a menține puterea de cumpărare a românilor. Am început cu cei mai vulnerabili, însă pe măsură ce economia va reveni, vom găsi soluții pentru a continua creșterea veniturilor tuturor românilor, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu pe pagina sa de socializare. După un an în care românii au înlemnit de teamă în fața celui mai mare val de scumpiri din ultimii ani, Partidul Social Democrat a intrat la guvernare cu un plan bine întemeiat pentru a salva România și pentru a oferi beneficii economice cetățenilor de toate vârstele. Vor crește pensiile, salariile și alocațiile, iar țara noastră va fi pusă din nou pe picioare, după ce a fost târâtă de fostul guvern de dreapta în cea mai mare criză economică. Marcel Ciolacu și-a asumat să intre la guvernare pentru că România avea nevoie de un lider politic patriot.